Hei lume, aici Rastie și bine v-am găsit la un nou episod de data aceasta, ceva mai special în care putem spune totuși că este un tutorial în care vă voi arăta cum să vă faceți un computer high-end, adică de cea mai bună calitate, adică să ducă toate jocurile, cu un buget de aproximativ 25-26 milioane, să zicem că nu depășește, adică 2500 de lei. Deci o să fie un calculator în genul ăsta care l-am făcut eu, care l-am eu actual și sincer să vă zic n-am avut nicio problemă cu niciun joc, adică duc totul la full. Când filmez mai trebuie să reduc un pic din calitate deoarece na. Asta e. Este un calculator de 25 de milioane și duce absolut orice. Bun. Ca să facem să se întâmple acest lucru, trebuie să apelăm un pic la, proces, la, cum să zic eu, la metodele de mâna a doua. Pentru că ă, sunt procesoare din serii mai vechi care sunt foarte ieftine, deși sunt foarte bune, deoarece nimeni nu le cumpără, de aia sunt foarte ieftine. De exemplu, Intel Xeon ă, Xeon, uite așa, X5660. Este un procesor de ă, server, este un procesor de server al celor de la Intel, o generație un pic mai veche, dar foarte, acum fiind foarte ieftină și foarte bună. Avem aici prețuri de 78 de dolari, da? Hai să-l luăm pe ăsta că se pare că este cea mai, bun, cea mai bună ofertă. Și vine 120 de dolari plus transportul, să vedem, 20 de dolari. Deci 100, 40 de dolari, ceea ce înseamnă cam, să zicem așa, 5 milioane, 5 milioane 500, nu cred că se duce la 5 milioane, hai să zicem 5 milioane dacă ajunge, 5 milioane pe un procesor care este egal cu un i5, să vă și arăt, Intel Xeon, nu știu ce, versus i5, ok, deci, i 5 scoate un scorul acesta pentru că să ne uităm noi frumos, este o mică diferență, dar ăsta are placă grafică în 5, față de celelalte care n-au și astea reduc foarte mult scorul lor. Deci, dacă am scoate chestia asta de aici, ar fi egale. Uitați vă cât de apropiate sunt. Adică sunt foarte apropiate, nu este nicio mare diferență. Este mai bun ca un FX 1350, care procesorul ăsta este 8 milioane. 8 milioane. Și ai pe el uh, 12 coruri, 12 coruri, care au o frecvență de 2,8 MHz, 2,8 GHz, mă scuzați, și uh, au un bus până la 3,2 GHz. Un, aici. Și este pe 32 de nanometri. Sochetul este un LGA 1366. Bun. Să zicem, deci avem 5500 500 de lei, să zicem, până acum pe un procesor foarte bun, care duce tot. Acum, hai trebuie să căutăm și o placă de bază. Am găsit eu una, tot așa, o placă de bază, să vedem, Intel X, nu, X58, LGA, LGA 1366 eBay. Bun. Aici. Și aceasta este placa. Tot la mâna a doua. Dar este 83 de dolari. Asta înseamnă că nu vine nici 4 milioane. 3 milioane 500. Da? Deci avem 8 milioane 800. 50 de lei, 850 de lei, da? De ce aleg să cumpăr aceste piese la mâna a doua și nu aleg la mâna a întâi? Deși și eu sunt fan mâna a întâi. Pentru că asta am crezut și eu că lista se strice și astea. Dar procesorul acesta este făcut pentru servere. Este făcut special ca să reziste perioade îndelungate să funcționeze la, la capacitate maximă sunt cinci, adică la temperaturi destul de mari, deși el nu atinge mai mult de 60 de grade în gaming, el rezistă la temperaturi ridicate, perioade îndelungate, să, e făcut să lucreze zi, fără să oprească luni întregi, fără să se oprească. Acesta nu se strică așa ușor, adică nu poate să ardă pur și simplu. Și la fel și placa aceasta este făcută pentru servere și nu ți se poate strica așa ușor, Adică nu se strică. ai Poți să te bazezi pe ea 4-5 ani de când ai cumpărat-o, chiar dacă e la mâna a doua. Bun. Ce trebuie să ne uităm? Trebuie să ne uităm un pic și la cine îl vinde să aibă un procent, un feedback destul de bun. Acesta l-are și ăsta l-are destul de bun. Deci suntem siguri că nu vom primi pietre. Oricum putem să le dăm înapoi dacă și ne dă bani înapoi. Bun. Cam asta a fost la mâna a doua. Nu recomand să luați mai mult la mâna a doua pentru că celelalte nu sunt sigure, dar astea vă garantez eu că nu se vor strica dacă le luați cel puțin 3 ani. Am acest procesor, eu, comandat de pe eBay, de deja 3 ani și n-am pățit nimic cu el, nicio fază nu mi-a făcut. Bun, acum să trecem la cele ne mai trebuie. Procesorul acesta nu vine cu cooler, așa că trebuie să luăm un cooler, PC Garage, hai să mergem pe PC Garage ca să luăm tot ce ne trebuie de aici să avem un singur site și trebuie să luăm un cooler eficient și care să fie destul de silențios. Eu am avut acest cooler, mi s-a părut destul de ok și este, de fapt am, este compatibil cu LGA 1366. Asta e tot ce contează, bun? Deci avem încă 100 de lei. Până acum avem 950 de lei. Acum să trecem la sursă, hai să zicem sursă sursă PC Garage. Dăm așa, intrăm aici și să vedem. Aici avem mai multe surse. Nu cred că o să ne trebuiască o sursă mai mare de, să zicem, 650. Unde ești? 650. Nu cred că nu... nu. Și o avem pe asta, zice eu, Corsair care este foarte bună, dar din păcate nu este modulară. Asta înseamnă că vor arăta firele, vor arăta nasol prin carcasă sau așa ceva, vor arăta mai nasol. Dar acest lucru nu contează. Mai avem 260 de lei, deci până acum avem 1210 lei, 1200 de lei, hai să zicem așa. 1200 de lei, bun încă nici un... Hai să zicem. Acum ne trebuie memoriile. Memorii RAM PC Eh, nu, 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 vreau să scriu asta. Bun, memorii RAM PC Garage. Dar ce s-ar putea să dacă găsiți, mai, căutați între mai multe site-uri, adică PC Garage, Altex, EMAG, EVOMAG și multe astea, Media Galaxy, s-ar putea să reduceți 50-60 de lei dacă stați să luați cele mai ieftine produse de pe alte site-uri. Aici eu aș merge pe memoriile crucial pentru că trebuie să le caut. Sunt foarte bune și ieftine, să fiu sincer. Acestea, dar nu asta, nu asta, că nu vreau o singură, nu vreau pe asta. Asta, călă 11, crucial, DDR3. 1.600.000, am această plăcuță, am avut-o de fapt și merge destul de bine, duce totul, nu am probleme cu ea. Recomandat pentru gaming, nu. Nu contează asta. Astea sunt doar ca să... Hașca, bașca, așa. Are 1600 MHz. Atâta trebuie. Avem 1350 de lei, să zicem. 1350 de lei. Bun. Și cam astea avem aici. Să ajungem la lucru cel mai important. Placa video. Placa video PC Garage. Uite, luăm aici. Mergem la plăci video și hai să vedem ce ne oferă ei. Bun, cel mai important lucru pentru o placă video este să selectăm aici dimensiune memoria este să fie de 4 GB, deoarece multe jocuri, majoritatea jocurilor din ziua de astăzi cer 4 GB. Bun, și avem noi aici exact cum ni se deschide. Putem să o luăm pe asta care este o modelul care l-am eu, doar că eu am de la AMD 381 adică modelul ăsta la am eu placa asta o am eu exact pe aceasta dar putem să mergem pe un Asus Strix direct CU deoarece are o rece mai bună care este 1130 putem să mergem la fel de bine și pe un gigabyte de asta că e la fel de bună și primim cadou și un joculeț ce, sau ce primeam cadou? Că n-am văzut. Cadou, Square of The Tomb Raider PC, e asta? Asta e joc? Mă. Rise of the Tomb Raider. Mă. Bun. Și avem... Aceasta este scumpă, dar este bună. Și avem automat 2000... Cât am ajuns? 2350 de ron. Cam așa aveam, nu? Bun. Și acum mai rămâne carcasa. Carcasa PC Garage. Bun. Avem o carcasă foarte simplă și foarte ieftină aici, Deep cool, cea mai bună carcasă, are o răcire foarte bună, are și două ventilatoare incluse, ce mai trebuie mai mult, sau unul, cred că are, unul, dar nu ți trebuie mai mult. Bun, și asta este 127 și cam aici se, duce, se învârte totul. Hai să calculăm, dăm aici un search pe un calculator, calculator, și hai să dăm exact toate prețurile, da? Deci, Uh, unde ești, mă? Ăsta am zis că este 500 Plus ăsta Care am zis că este 400 Nu este 400, este 350 Să zicem 3. Opa Unde e? Aia, 500 Plus 350 Plus Avem colorul de 100 100 Plus avem sursa Corsair de 263, 260 plus memorie crucial de 160 plus placă video gigabyte de 1000 de lei plus carcasă de 2130 130 egal exact 2500 ai plus minus 50 de lei să zicem așa. Deci exact 2500 de lei. Un calculator care duce tot. Deci eu am acest, acest această configurație și cu excepția plăcii video am R9 380, adică aceasta v-am zis. De a, deoarece când am luat-o eu, asta era 14 milioane, era placa asta video și asta era 11. Și na, am ales-o pe asta. Și era și mai bună ca și ca și FPS-uri, scoate mai multe FPS-uri decât 960 ăla, dar 960 ăla, nu știu, mi se pare mie strix îmi place cum arată și vi recomand. Puteți să o luați și pe asta, deci oricare dintre astea două, alea și aia care v-am arătat. -o. Și carcasa nouă am pe asta, dar nu contează carcasa la FPS-uri. Deci, ce vreți mai mult? Un high-end PC la 2500 de lei, eu zic că este extraordinar de bine. Deci, na Și să vă arăt procesorul cum stă Să văd dacă am aici Oh, dar ce am uitat eu Chiar am uitat de acest lucru Stați un pic Că trebuie să ne întoarcem Să punem și un uh, hard disk, nu? Uh, am uitat de un hard disk Să punem un hard disk eu Se pare că va depăși un pic Dar nu contează noi și noi aici am un hard disk de 1 tb Putem să luăm, să vedem. Hai să mergem pe un SSHD, zic eu. Deoarece nu o să ne punem... Uh, uite, ăsta. Nu o să ne punem... Uh, o să ne punem windows pe un SSD Așa că trebuie să luăm un SSHD O să fie combinat Asta e o combinație între uh, HDD HDDR H, Așa Un hard disk normal și un SSD și mai adăugăm și pe ăsta și vine aproximativ 2.800 de lei plus 3.500, 2.850 de lei. Oricum este mult mai bine decât dacă am fi dat pe un procesor Intel Core i5-6700 care este 9 milioane sau 10 sau 11 milioane cât e procesorul ăla. Și ăsta asta are aceeași calitate ca lui la jumătate de preț, adică nu știu de ce ai dat așa ceva. Uitați aici temperaturile, procesorul cu 6 coruri din 12. Bun. Bun. Încărcarea lor totală. Așa, placa video, ventilatorul, care discurile. Vă arăt, sunt Task Manager, performanță, acesta este și procesorul, care are 12 coruri, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gata, am numărat. Și, da, este destul de bun. Mie mi îmi place. Aduce, duce, tot ce trebuie. Și, da, dacă vreți să vă faceți și voi un calculator așa, eu vă las toate aceste link-uri în descriere. Bine, hai, să, hai, să, vă pun 960 aici. 960. Ăsta? Nu, n-am zis de ăsta. Care l-am zis, mă? Ăsta l-am zis. Bun. Uh, nu o să vă las toate linkurile în descriere și na, eu am fost rasti, nu uitați de like, subscribe și ne vedem data viitoare.